celebrăm această lansare? Mă emoționează mai tare decât celelalte, pentru că abia acum m-am trezit din lipsa mea de emotivitate. Acum, la ora 6, sunt mai emotiv decât la ora 4 și la ora 5. La ora 4, doamna Sabina Funaru ne-a dat startul spre India. Doamna Sabina Funaru fiind o autoare care, stând de 2 ani în India, a și călcat pe urmele lui Mircea Eliade în acest subcontinent. Acum vine, este rândul avionul nostru, în 2 ore ne-a dus acolo, avionul nostru de hârtie. Lansăm așadar Lacrima Indiei, care este insula Ceilon. E o insulă, nu? Insula Ceilon. Așa, și mai lăsăm o carte să ne spune tranziția spre nimic, cu niște tablete foarte medicale în felul lor, dar și foarte, foarte literale. Eu m-am îndrăgostit în două clipe de aceste tablete, aceste proze, nu știu, de realitatea imediată, care mi-au adus aminte de domnul Tudor Octavian. Dar, întâi de toate, am să dau microfonul autorului pentru a vă spune ceea ce nu știu eu.